la voturile publicului în casă au fost următorii. Robert a fost pe primul loc, Radu a fost votat pe al doilea loc, iar Ionuț a fost pe locul 3. În casa fetelor au fost următoarele voturi. Mihaela a fost pe primul loc la voturile telespectatorilor, chiar dacă în casă a fost pe al doilea loc. Asta a făcut diferența. Cristina a fost pe locul 2 la voturi și Bianca a fost pe locul 3 la votul publicului. Deși Bianca nu a câștigat emisiunea, a câștigat iubirea și poate cei doi vor rămâne împreună afară, rămâne de văzut acest lucru. Deznodământul final au fost Mihaela și Radu, câștigătorii din finala Casa Iubirii. Felicitări Mihaela! Felicitări Radu! Venim cu informații despre cum s-a votat și cine pe cine a votat, în spatele culiselor în finala Casa Iubirii, lasă un like și abonează-te. Felicitări câștigătorilor din acest sezon, venim cu informații din spatele culiselor. În cele ce urmează vă vom spune cine sunt câștigătorii Casa Iubirii și informații din culisele iubirii. Se pare că această finală a Casei Iubirii nu se va mai face live. Dacă mă întrebați de ce nu știu încă acest răspuns. Este foarte ciudat, în toți acești ani gala se făcea live, știm cu toții că toate filmările erau cu 2 sau 3 săptămâni filmate înainte, însă marea finală, Puterea Dragostei sau Casa Iubirii se făceau doar live. Și telespectatorii votau live. Se pare că acest sezon va fi unul filmat. Finala Casa Iubirii a fost filmată în data de 8 ianuarie. Câștigătorii oficial desemnați sunt Mihalea și Radu. Mihaela este marea câștigătoare a Casei Iubirii. Iar Radu a primit trofeul pe care Sheila tot dorea și spunea în emisiune, Mihaela este tot din OAŠ, zona de unde este și Sorin Rus, câștigătorul Casa Iubirii sezonul 1. Felicitări Mihaela și Radu, din informațiile primite, concurenții au votat în felul următor, pe Radu în finală le-au votat Vlada, Cristina, Giulia și Larisa. Pe Ionuț le-au votat Antoni, Cosmin, Bianca, Robert Șerei, Radu, Robert le-au votat următorii Mihaela, Patrick și Ionuț. Acestea se pare că sunt voturile din casă. În casa fetelor s-a votat în felul următor, Mihaela a fost votată de Cosmin, Larisa, Robert și Antoni. Se pare că Patrick nu a votat-o pe Mihaela, deși acesta spunea că are o simpatie, afinitate față de ea. Patrick, ce faci, ești fățarnic? Bianca a fost votată de următorii conucrenți: Ionuț, Giulia și Cristina, iar Cristina a fost votată de Radu, Mihaela, Bianca, Patrick și Vlada. Se pare că voturile nu prea ies cum trebuie, dar acestea sunt informațiile în prealabil primite din finala Casa Iubirii. Cine sunt concurenții care sunt înscriși pe tablița din noul sezon Casa Iubirii 2024, sezonul 3? Se apropie marea finală cu pași repezi, pe data de 14 ianuarie. Din informațiile primite în prealabil, concurenții care vor intra în noul sezon sunt cei care se diferențiază prin subiecte controversate, certuri, dar și intrigă. Hai să zicem și calități, așadar, singurul cuplu palpabil la acest moment se pare că sunt Bianca și Ionuț. Mai avem doi finaliști, aceștia fiind Mihaela și Robert. Se pare că cei doi sunt în relații bune, de prietenie spun ei, însă nu se știe ce va urma, urmează cuplul Radu și Cristina. Ei din nou s-au reapropiat spre finala Casa Iubirii, cei doi spun că vor să se revadă și în afară, ca în fiecare an Casa Iubirii va oferi 2 cecuri, unul pentru o fată și unul pentru un băiat. Finala deja se va filma în 8 ianuarie și noi o vom vedea pe 14 ianuarie, imediat după marea finală va începe direct sezonul 3 cu noi concurenți Casa Iubirii. Așadar, înscriși în sezonul 3 sunt Vlada, Antoni, Patrick, Larisa, Giulia,
dar și Cosmin, care a luat ultimul cece de favorit, succes tuturor în noul sezon Casa Iubiri și sperăm să vedem mai multă iubire, că de scandaluri suntem sătui, însă oricum, producția decide pe cine va primi în emisiune și pe cine nu. Avem informații în prealabil că deja sunt cazați noi concurenți într-un hotel de lux din București, iar aceștia așteaptă să intre în emisiune. Se pare că stafful a luat măsuri și sunt cazați altundeva să nu își poată oferi informații cu cei vechi. De îndată ce primim informații suplimentare vom reveni. Abonează-te și lasă un like. Voi cine credeți că vor fi câștigătorii finalei din acest sezon? Show-ul Casa Iubirii aduce noi reguli pentru concurenții emisiunii. Toate aceste lucruri se petrec, deoarece toate cunoașterile dintre concurenții Casei Iubirii au fost oprite, cuplurile au fost distruse rând pe rând, iar acum strategiile producătorilor emisiunii sunt să-i cupleze, dacă este posibil, chiar pe toți. Însă toate aceste deituri pe care le vedeți sunt tot mai forțate și concurenții sunt aproape împinși cu totul de la spate. Aceste lucruri se văd și au adus o mare vâlvă printre telespectatorii emisiunii. Ei se declară total dezamăgiți acestor combinații de 2 lei, iar cei de acasă își fac tot felul de gânduri realistic de absurde. Cea mai trăsnită idee, dar și curiozitate după toate cele văzute, este dacă fetele din emisiune ar putea rămâne însărcinate în urma deiturilor sau aventurilor dintre concurenți. Spunem aventuri deoarece astăzi sunt un cuplu și mâine se combină unii cu alții. Ceva concret este că până în momentul de față nu a fost cazul de așa ceva, iar dacă s-ar întâmpla ar fi ceva șocant, dar ar și ridica audiența emisiunii. În trecut chiar s-au făcut farse și glume pe aceste lucruri, chiar în emisiune, însă cazuri ca acestea au fost chiar la Insula Iubirii, o altă emisiune de succes, dacă ar fi din cauza staffului. Toate acestea s-ar crea doar pentru a spori audiența și totul ar lua o amploare foarte mare și benefică lor. În acest moment, Casa Iubirii aduce concurente și concurenți noi pentru a putea crea relații și finaliști, deoarece se apropie încheierea acestui sezon. Speranța telespectatorilor de acasă este ca concurenții să nu plece în galele care vor urma, deoarece ar trebui să plece acasă verigile slabe și vechi care nu au un scop în emisiune, deși ei rămân săptămână de săptămână fără niciun merit. Spre final, așteptăm să vă dați cu părerea despre concurenții din acest moment. Însă în gala din 10 decembrie se pare că vor exista eliminări surpriză. Adelin este eliminat, el nu mai are nicio lansă în acest show. Deoarece nu a funcționat cunoașterea cu Mihaela, el va fi eliminat, pentru că nu se vede scopul lui acolo. În mediul online se vehiculează că Radu este prea cu nasul pe sus față de colegii săi și ar trebui tras de perciuni. Pot schimba banii un om, Radu face declarații bombă și a spus că așteaptă tot mai mult următorul sezon Casa Iubirii. Ba mai mult decât atât, acesta ar atenta la scaunul prezentatoarei Andreea Mantea. Radu taie și face praf oricine îi stă în cale. Se pare că are curaj, voi ce spuneți? Este Radu un om răutăcios sau doar încearcă să fie el? De altfel toți fac la fel. Nu știu cum să rămână acolo. Ar fi cazul ca Radu și fiecare concurent să nu se întindă mai mult decât îl ține coarda și să fie mulțumitor de toate oportunitățile oferite. Lasă un like și abonează-te pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Casa Iubirii. Deja s-a decis, Casa Iubirii se va termina abia în luna ianuarie 2024, însă până acolo, show-ul ne pregătește surprize încântătoare și vor apărea concurenți care au fost eliminați. Deja mai mulți dintre cei care au fost eliminați au cerut producției, dar s-au și înscris să revină. Se pare că Patrick i-a revoltat pe unii dintre cei vechi și asta a produs înscrierea celor vechi. Avem și cazul Larisei. Ea a ieșit în umbră cu 5 săptămâni, după ce l-a refufsat pe Antoni, însă iată că a revenit din nou și spune că îl vrea și ar trebui să încerce o relație. Staful Casei Iubirii este bubuit cu mesaje de către cei vechi. Vor să revină în emisiune, printre cei care vor să revină este Sorin.
care acum este singur deoarece nu a funcționat relația cu Nicoleta și s-a produs despărțirea între ei. A doua concurentă care este următoarea doritoare să intre este Emma. Traiul din afara casei se vede foarte rău pentru cei care au ieșit și au realizat că este foarte bine și ușor să stai în platoul iubirii. Iată că își doresc foarte mult să revină, unii chiar cu orice preț. Unul dintre motivele revenirii lor este că